Ok, salutare pe fraților și bine v-am găsit la un episod de genul tutorial. În acest episod o să vă arăt cum să downloadați și ce setări să vă faceți pentru streaming sau pentru recording, de ce nu pentru OBS Studio. Primul lucru, o să începem cu downloadarea lui. Scrieți pe Google OBS Studio sau probabil o să vă las și un link în descriere, însă dacă nu o să vă las și o să uiți, las un link în descriere, scrieți pe Google OBS Studio, apăsați pe primul link, apăsați pe Windows și aici o să vi se descarce. Eu nu-l mai descarc pentru că îl am instalat deja, îl descărcați, se instalează foarte, foarte ușor, doar next, next, next și atât. O să vă intre 100%, 80% în program direct după ce o să-l instalați. Acum intru și eu. Voi nu o să aveți chestiile astea, scenele, și cred că nici aici nu o să aveți nimic. Astea se fac foarte ușor, o să vă arăt după aia. Și aici o să vă apară la început, uitați așa. Dacă vreți să optimizați pentru streaming în general și recording nu prea, sau doar pentru recording, gen doar pentru filmare și fără streaming. Sau asta nu știu, asta este ceva nou de la asta, I only use virtual camera, asta e altceva. Ok, voi nu o să faceți treaba asta, apăsați cancel. Și ce trebuie să faceți acum? Intrați în setări, de aici puteți apăsați pe settings sau de aici de jos apăsați aici. E aceeași chestie. Ori o să vi-l să dea așa dark sau o să vi-l să dea așa în genul ăsta alb. Eu o las în dark pentru că nu mi-e solicitat atât ochii, pot să mă uit mai bine. Și aici la streaming. Aici, în general, o să vă apară așa, cred, pe YouTube. Ori lăsați așa și puneți aici stream key-ul de la YouTube. Când vreți să faceți live, stați că vă arăt. Stați. Transmisie live. Ok, așteptați foarte puțin. Și aici o să vă apară cheia streamului și adresa. Ok. Voi puteți să faceți așa, să selectați YouTube și să puneți doar stream key-ul. Eu de obicei fac, uite așa, pun și serverul și key-ul. Aici apăsați apply. După aceea, o să vă vină aici genul ăsta simple. Eu de obicei folosesc Advanced pentru că este mai ușor pentru mine. Și aici cel mai important lucru este encoderul. Eu, având placă video de la Nvidia, folosesc codecul de la Nvidia pentru că folosește mult mai puține resurse și mi se pare mie că se vede foarte puțin, un pic mai bine, dar folosește mult mai puține resurse decât ar trebui să folosească normal. Genul ăsta X264 vă folosește foarte, foarte mult din procesor, nu vă recomand. Dacă aveți placă video de la Nvidia, selectați placa video de la Nvidia, codecul NVENC, sau dacă aveți de la AMD, cred că este și acolo ceva codec și selectați codecul de la AMD. Nu știu, pentru că nu am avut AMD până acum. Rate control, aici lăsați așa cum este, și bitrate-ul. Bitrate-ul este cel mai important în privința calității. Cu cât bitrate-ul este mai ridicat, atâta calitatea o să fie mai mare. Eu am încercat să fac, de exemplu, eu fac stream cu 20.000 aproximativ sau cu 10.000, însă YouTube-ul nu, mi se pare că nu ia mai mult de 4500 bitrate. Bitrate-ul ăsta contează foarte mult și viteza de internet. Dacă aveți o viteză de internet gen upload bună, puteți să puneți aici așa ca mine 5, între 5 și 10 și 20.000, sau dacă aveți o rețea de internet mai slabă pentru upload, puneți și voi 2000, 2500, 3000, 3500, cum o să se vadă ok pentru voi și cum vă place vouă, nu știu, să vă jucați, cum vă merge bine în jocuri. După aceea aici keyframe-ul ăsta, nu știu sigur ce este, unii recomandă să-l pui pe 2, însă eu las pe 0 pentru că nu-mi aduce nimic în plus dacă îl pun pe 2 sau îl las pe 0. Preset. Aici de obicei e pus pe quality, însă de la max performance și max quality nu este o diferență mai deloc, gen, nu o să se vadă diferența deloc. Nu știu, cel puțin eu nu o văd chiar deloc. Așa. După aia profil. O să vă vină high, main și baseline. Eu îl țin pe high pentru că așa îmi place mie. După aceea apăsați apply. După aceea, asta a fost secțiunea streaming. La audio track nu umblați pentru că e bine așa cum e. Recording. Și aici,
la tip lăsați standard, aici selectați unde să vă vină videoclipurile, eu l-am pe desktop un video, aici nu mai faceți nimic, după aceea record format, de obicei o să vină în FLV, acum depinde cu ce editați voi și dacă editați, dacă nu le editați, puteți să lăsați pe FLV, dar dacă vreți să-l și editați, să-l, nu știu, să faceți altcumva voi, puteți să-l puneți pe MP4, eu cel puțin așa îl țin pe MP4. Audio track lăsați 1 și encoder, puteți să faceți cu stream encoder, să folosească encoderul de la stream, sau puteți să selectați dumneavoastră din nou și să selectați din nou bitrate-ul și așa. Eu o să las cel de la stream, că mie mi se vede ok cu ăla, cred eu. Audio și aici așa nu umblați, pe aia mai jos vine secțiunea audio. Global Audio Device, desktop audio, îl selectați boxele sau pe ce se aude la dumneavoastră sunetul, eu o lăs pe default căci mai schimb între boxe și căști și lăs pe default să-mi ia programul cu ce, în ce mi se redă sunetul în momentul acela, dacă mi se redă în căști să ia sunetul din căști sau dacă mi se dă în boxe să ia sunetul din boxe. După aceea desktop audio 2 îl lăsați disable, aici nu umblați nimic. După aceea microfon auxiliar audio, acolo de nu este niciun număr în fața lui, vă selectați microfonul dumneavoastră. Eu am microfonul de la căști și celelalte la celelalte 2, 3, 4 nu umblați deloc. Apăsați apply, după aceea mergeți. Aici eu nu am umblat nicăieri, nu știu, pentru mine nu este o problemă cum sunt astea, nu știu, mi se pare că se aude cât de cât ok. După aceea ajungem la video. Aici este iar un segment foarte important în privința calității. Chiar dacă voi nu aveți un monitor Full HD, nu contează neapărat dacă nu aveți un monitor Full HD, pentru că oricum o să îl puteți schimba după aceea. Nu știu, uite că vă arăt. Îl pun pe 1200 așa și o să mi se vadă mai mic aici dacă... Dacă apăs camera, însă pot să fac treaba asta așa și îl duc cât trebuie să fie el de mare. Îl fac numai bine pentru cum să se vadă. Într-adevăr, nu o să se vadă ca și cum ați avea aceeași rezoluție și la calculat, și la monitor și pe filmare, însă tot o să se vadă ok. O să vi se vadă mai bine ca și cum l-ați lăsa pe HD sau așa. Și după aceea, aici nu mi-am umblat nicăieri, aici eu las pe 36, șarpe, nu știu, îmi place mie cum se vede așa. Și după aceea, FPS-urile. Aici contează foarte mult de calculator și iar de internet. Dacă aveți un internet destul de puternic, puteți să selectați 60 de FPS-uri. Dacă aveți un, internet mai slăbuți, selectați și voi 50. Dacă faceți doar tutoriale și nu faceți gaming, puteți să lăsați chiar și pe 30. Însă dacă faceți gaming și aveți și jucați jocuri competitive, este de recomandat 60 de FPS-uri. Apply și la hotkey aici nu aș vrea să vă mai arăt, pentru că oricum sunt scrie la fiecare ce trebuie să faci. Start recording, vă puneți un hotkey. Pause recording, vă puneți un hotkey și la advanced aici nu umblați deloc, pentru că nu se are rost. Aici oricum nu o să se schimbe mai nimic la calitatea video, cum s-ar spune. După aceea, pentru scene, apăsați aici în prima căsă, voi nu o să aveți nimic dintre astea, apăsați add și vi se adaugă scena. După aia sursa, apăsați add. Audio input capture, dacă vreți să folosiți un alt microfon și nu este selectat acolo. După aceea audio output capture. Dacă vreți să luați, cred că audio de pe altceva, dacă nu este să vă selectat acolo. Aici să vă selectați un browser, gen apăsați să vi se deschide Mozilla și să se vadă doar Mozilla, să nu se vadă altceva ce faceți dumneavoastră pe calculator. Color source ăsta, nu l-am folosit niciodată, așa că nu prea știu ce face. Display capture este să se vadă tot ce faceți pe monitor. Game capture este să vă capteze doar jocul și când faceți live sau faceți recording cu jocuri, cel mai bun este ăsta game capture și restul nu prea contează. Asta să îți pui o imagine
Și așa, asta nu prea contează. Vă puteți spune un text, vă puteți spune un webcam. Și, nu știu, de obicei cele mai folosite în gaming sunt, dacă nu faceți cu o cameră video, să vă puneți și webcam, sunt folosite game capture-ul și display capture-ul acesta. Cu aceste două, de obicei, puteți face cam orice. Acesta vă puteți filma jocurile care nu puteți să le filmați în game capture, dacă nu vi le recunoaște game capture-ul, și în game capture jocurile care vi-l puteți lăsa așa pe Any să vă capteze orice aplicație care este full screen pe calculatorul vostru sau să vă selectați voi. Nu știu, dacă porniți, uitați, mie mi-este pornit mail-ul, mail calendar și OBS-ul. Așa. Nu știu, și încă un surplus, un bonus să spun, dacă cum vreți să faceți live cu Counter-Strike sau orice altă recording sau altceva, nu o să puteți face live din cauza noului update de la Counter-Strike care blochează orice aplicație care este care se rulează și are tangențe cu jocul în background. Asta este făcut să nu se mai poate injecta jocuri. Și sunt două comenzi pentru asta. Să pui comanda asta al o third party software și cu această comandă nu vă scade trust factorul. Însă mai este încă una cu minus trust factor sau ceva de genul ăsta. Însă dacă folosiți chestia aia, o să aveți trust factorul foarte mic și o să dați mai în mod constant de hackeri. Așa că puneți chestia asta așa în aici în opțiunile de lansare ale jocului, apăsați OK și după aceea o să puteți filma și cu Game Capture. Dacă nu, ori o să aveți trust factorul foarte mic, ori nu o să-l puteți filma deloc. Și, nu știu, cred că cam atât a fost cu acest videoclip. Până data viitoare, noi ne revedem cu bine. Pa, pa, nu uitați să dați un like, un share și un subscribe. Pa!